Salut și bine ai venit la un nou tutorial oferit de site-ul nostru biletul-zilei.com. Astăzi îți voi prezenta casa de pariuri online Las Vegas și îți voi explica pas cu pas cum să deschizi un cont nou de jucător la această casă de pariuri online, cum să parcurgi etapa de verificare a contului nou deschis, cum să depui și cum să retragi bani, cum plasezi primul pariu la casa de pariuri online Las Vegas, cum să folosești funcția de cash out și în încheiere îți voi prezenta și cazinoul online Las Vegas. Pentru a deschide un cont nou de jucător la Las Vegas, trebuie să apeși pe acest buton de pe site-ul nostru sau să apeși pe linkul pe care îl vezi în descrierea acestui video. În acest moment ești redirecționat către pagina de înregistrare a casei de pariuri online Las Vegas, acolo unde vezi și un bonus. Ok, în acest moment, pentru a deschide un cont, trebuie să apeși pe butonul din dreapta sus a ecranului Înregistrare și se va deschide formularul de înregistrare a contului nou. Va trebui să completezi rând pe rând toate informațiile solicitate. Eu nu voi intra foarte mult în detalii pentru că ți-am pregătit un alt tutorial separat în care îți explic în detaliu cum să deschizi un cont de jucător la Las Vegas. Îți las un link către acel tutorial în descrierea acestui video. După ce ai completat toate datele solicitate și ai deschis contul nou de jucător, acum va trebui să parcurgi procedura de verificare a contului nou deschis. Loghează-te pe site-ul Las Vegas și apoi apasă pe acest buton Contul meu, apoi accesează meniul Profilul meu și de aici va trebui să accesezi submeniul Verificare cont. În acest moment va trebui să încarci o poză a actului tău de identitate. Trebuie să fie o poză color și să se vadă foarte clar toate informațiile din actul de identitate. Dacă între timp ai făcut și prima depunere, va trebui să verifici și metoda de plată folosită. Spre exemplu, dacă ai depus folosind un card bancar, va trebui să încarci o poză față-verso a cardului bancar. De pe față trebuie să lași vizibile primele 4 și ultimele 4 cifre de pe numărul cardului, luna și anul când expiră cardul și numele tău așa cum apare pe card. Iar de pe versoul cardului trebuie să fie vizibil acel cod CVV. Dacă totul este în regulă, ar trebui să primești o confirmare prin e-mail în câteva ore, în care ai confirmarea faptului că acest cont de jucător a fost verificat. Trebuie să mai știi că este foarte important să parcurgi această etapă de verificare a contului în cel mult 30 de zile de la deschiderea contului sau de la efectuarea primei depuneri. Dacă ai depus și nu ai contul verificat în cele 30 de zile, contul tău va fi închis în mod definitiv și vei pierde și fondurile pe care le ai. După ce ți-ai verificat contul de jucător, este momentul să faci prima depunere la Las Vegas. Pentru acest lucru, apasă pe acest buton Caserie și acum apasă pe meniul Depunere. Vezi că sunt mai multe metode prin care poți depune, scrie-l, Paysafe, card, card bancar sau OctoCash. Să spunem că vreau să depun prin cardul bancar. Aleg această metodă, apoi introduc suma pe care vreau să o depun, să spun 100 de lei și apăs pe butonul Depune. Acum ești redirecționat către pagina unde va trebui să introduci detaliile cardului tău bancar, numele și prenumele așa cum apare pe card, numărul cardului, adică acele 16 cifre de pe fața acestuia, luna și anul expirării, codul CVV2 de pe spate, iar apoi la detalii de facturare o să-ți apară aici adresa ta de e-mail și țara. Din nou ai suma trecută în partea de jos a ecranului, apeși pe depunere și contul tău este alimentat în câteva secunde. Dacă vrei să faci o retragere de la casa de pariuri online Las Vegas, apasă din nou pe acest buton Caserie și acum selectează meniul Retragere. Apasă pe metoda de retragere pe care vrei să o folosești și apoi apeși pe butonul Retragere după ce în prealabil ai introdus aici suma. Să spunem că vreau să retrag 200 de lei, apăs pe butonul Retragere, am ales metoda prin care vreau să retrag. Trebuie să fie aceeași metodă pe care ai folosit-o și atunci când ai depus, iar confirmarea plății va fi trimisă prin e-mail în termen de câteva ore, urmând ca banii să ajungă în contul tău în 2-3 zile lucrătoare maxim. Acum că ți-am arătat cum depui și cum retragi bani de la casa de pariuri online Las Vegas, îți voi explica cum să plasezi primul pariu. Apasă pe acest buton Sport și se va deschide oferta sportivă. Aici va trebui să alegi competiția și liga pe care vrei să pariezi. Să spunem că vreau să pariez pe meciuri din România, Liga 1.
Acum vedem că se deschide oferta de pariere. Pentru a plasa un pariu, va trebui să apeși pe cota aferentă pronosticului pe care dorești să-l joci. De exemplu, să spunem că vreau să mizez pe victoria lui CFR Cluj în partida cu Botoșani. Introduc aici miza pe care vreau să pariez, să spunem 100, și apoi ar trebui să-ți apară activ acest buton pariază acum. La mine nu apare activ pentru că nu am fonduri în balanță. În orice caz, introduci miza, apăși pe butonul pariază acum, iar biletul este plasat în 2-3 secunde. Dacă vrei să joci mai multe pronosticuri pe biletul de joc, adaugă-le pe bilet apăsând pe cotele aferente lor. Acum deschide biletul de joc și aici ai opțiunea de a selecta ce fel de bilet vrei să joci. Pentru a juca un bilet multiplu, cum vezi aici, introduci din nou miza în partea de jos, să spunem 10 lei, și apoi apeși pe butonul pariază acum, iar biletul este plasat. Dacă ai un bilet multiplu, trebuie ca fiecare pronostic să fie câștigător pentru ca biletul să fie câștigător. Poți juca și bilete în tip sistem, de exemplu. Aici vezi că am apăsat pe butonul sistem și biletul s-a transformat deodată dintr-un bilet multiplu într-un bilet tip sistem. De pe acest buton din partea dreaptă sus a ecranului alegi tipul de sistem pe care vrei să-l joci. Să spunem că vreau să joc un sistem 4 din 5. Din nou introduc miza pe care vreau să o joc și vedem că miza se transformă în concordanță cu sistemul de joc pe care l-am ales. Apeși pe butonul pariază acum și biletul va fi plasat. Las Vegas îți oferă și posibilitatea de a închide mai devreme un pariu folosind funcția de cash out. Pentru asta trebuie să apeși pe aceste 3 puncte din partea dreaptă sus a ecranului, apoi să mergi pe meniul cu istoricul biletelor jucate și să accesezi submeniul pariuri deschise, unde vei vedea o listă populată cu pariurile tale deschise. Funcția de cash out îți permite să închizi mai devreme un pariu care se află în desfășurare sau pre-match și în funcție de scenariul din acel eveniment vei primi mai mult sau mai puțin. Dacă, spre exemplu, echipa ta este în avantaj, atunci poți să închizi mai devreme pariul, dar vei primi o sumă mai mică decât cea pe care o vei primi dacă lași pariul să meargă până la final, iar dacă echipa sau jucătorul tău este în dezavantaj, vei primi o sumă mai mică decât miza pariată, dar în felul acesta poți să limitezi din pierderi dacă meciul decurge în același fel până la final. Așa cum observi, funcția de cash out este foarte utilă și te invit să o folosești la casa de pariuri online Las Vegas. Dacă ești împătimit al jocurilor de casino, apasă pe acest buton Casino și se va deschide casinoul online Las Vegas. Aici ai un meniu foarte intuitiv, vezi populată pagina principală atât cu jocuri de masă, cât și cu jocuri tip păcănele. Oferta de păcănele este una foarte bogată, avem cele mai jucate jocuri de către păcăniștii din România. Și pe partea de Casino Live, Las Vegas stă foarte bine, avem multe mese de ruletă, blackjack, avem chiar și jocuri asiatice, Dragon Tiger, joc pe care nu-l întâlnești la toate casinourile online. Avem așadar multe mese de ruletă cu dealer live pe diferite mize. La fel este cazul și la Blackjack, avem foarte multe mese cu dealer live și mize variate. Cred că fiecare jucător poate găsi aici o masă de joc adaptată bugetului lui, astfel încât îți recomand să încerci experiența oferită de casinoul online Las Vegas. Cam atât despre casa de pariuri online și despre casinoul online Las Vegas. Dacă ai vreo întrebare sau nelămurire, nu ezita să ne scrii un comentariu în secțiunea de mai jos și noi îți vom răspunde prompt.